Doamnelor și domnilor, este foarte periculos să folosești acasă ceasul. E foarte periculos să folosești superlative. Superlativele nu plac. Și denotă din partea celui care e dispus să le folosească o anumită pripă, o anumită superficialitate, o formă de a se entuziasma care poate fi suspectată de gratuitate. Spun asta pentru că voi începe din a folosi un superlativ. Mi-am pus întrebarea care anume e cea mai importantă carte pe care a scos-o Humanitas în acest an din punctul de vedere al adevărurilor pe care le putem afla despre noi înșine. Și am să spun fără nicio rezervă că pentru mine cartea lui Oliver Jenschmidt e cea mai importantă carte a târgului, a Bookfest-ului, din punctul de vedere al Humanitasului. De ce? Pentru că ne spune un adevăr pe care noi nu l-am cunoscut și pe care îl vom asimila cu o extrem de mare dificultate. De ce? Câți dintre noi acceptă o fotografie care nu a trecut prin Photoshop? Câți dintre noi au acceptat fotografii de familie care n-au trecut prin retușul fotografului? Toate fotografiile care intră în albumele de familie sunt retușate. Noi trebuie să dăm bine în poză. Nimeni nu suportă o imagine a lui care, semănând cu realitatea întru totul, este una neflatantă. Deci câți dintre noi sunt dispuși ca în privința fotografiei care este cea a istoriei poporului nostru să o privească fără retușuri. Toate istoriile naționale, știm asta de la Lucian Boia și știm lecturile noastre, s-au făcut totdeauna cu complezență. Marele nostru istoric Iorga a scris o istorie a românilor care ne flata ca popor. Când Lucian Boia a venit să dezbrace de haine mitologice istoria României, a stârnit valuri de proteste, de furie, de supărare. Saltul de la cum arăt eu la cum arată poporul meu e foarte greu de făcut. Dacă eu arăt bine și mă consider un tip prezentabil și fotografiile mele îmi plac, vreau ca și fotografia poporului meu să fie cât se poate de frumoasă. Ori avem totdeauna de ales când e vorba de afectele noastre între pasiunea pentru adevăr și pasiunea pentru noi înșine. Vorba celebră, sunt prieten al lui Platon, dar mai aproape mi-e adevărul, e valabilă mai mult ca oriunde când e vorba de istorie. Un istoric care totdeauna a luptat cu această poveste va vorbi despre adevăr cu riscul de a-și ridica în cap opinia publică, își va respecta statutul de om de știință sau va face o plecăciune sentimentelor noastre care trebuie flatate despre noi înșine. Sau va face o plecăciune puterii politice care are totdeauna nevoie să fie pusă într-o lumină frumoasă și să facă istoria să curgă favorabil către locul unde a ajuns el. Ce-am trăit noi înainte de 90, vă spunem de ajuns cum poate fi modelată istoria în lumina unui personaj. Acum, când discutăm despre o carte care pune, când vorbim despre o carte care pune în discuție imaginea corectă a istoriei unui popor, singurul lucru pe care l-aș simți nevoia să-l pun ca moto la partea mea, dacă aș fi istoric român, dar nu e cazul lui Oliver Jenschmidt, vom ajunge aici, este vorba formidabilă pe care a spus-o Svetlana Alexievici. Îmi iubesc poporul care îi urăsc istoria. Îmi iubesc poporul, dar îi urăsc istoria. Eu
nu spun că ăsta este motto-ul care trebuie pus la cărțile istoricilor noștri. Dar atunci când istoria noastră este privită cu ochi ucis, ajungi ca în multe puncte ale ei să nu o iubești, să nu fii mândru cu ea. Și acum ajung la cartea lui Oliver Ian Smith. Oliver Ian Smith spune în prefața la carte de pe ce poziție scrie el istoria centenarului, bilanțul unui secol de istorie românească. De pe ce poziție? Pentru că niciun discurs istoric nu se poate face fără o interpretare. Niciun. Și atunci onest este ca autor al unei cărți de istorie să spui de pe ce poziție ai scris-o. Ești istoric hughenot, făcând istoria bisericii? Ești istoric catolic? Ești istoric ortodox? Ești în cazul ăsta istoric conservator, tradiționalist și așa mai departe? Oliver Smith spune, eu sunt un liberal democrat. Punctul 1. Deci voi privi istoria României în acest secol din punctul de vedere al atingerii sau ratării valorilor democrației. 2. Sunt un istoric din afară. Nu mă interesează dacă imaginea pe care o dau despre voi vă convine sau nu. Este imaginea așa cum o văd eu ca om de știință, ca cercetător, ca istoric format cu anumită metodologie a domeniului lui. Dacă discursul făcut din afară, deci cuvântul acesta e, din afară, sunt un istoric care scrie din afara istoriografiei românești, nu e flatant, există șansa să fie adevărat. Iar dacă e adevărat, atunci vă ofer o bază de discuții de unde poate începe o istorie adevărată pentru voi toți și un drum pe care puteți să mergeți în lumina acestui adevăr pe care încerc să vi-l prezint așa cum l-am văzut eu. Un veac de istorie. 1918-2018. Când vorbim în anul ăsta despre centenar, cartea e scrisă pentru centenar, ca să fie limpede. Când vorbim în anul ăsta despre centenar, pronunțând cuvântul centenar, toți avem în minte o imagine încapsulată. 100 de ani. O abstracție. Ca să vorbești despre centenar, trebuie să știi despre... Trebuie să-i cunoști părțile, componente. Nu e istorie omogenă, nici vorbă. Și atunci prima grijă a autorului cărții este de a desprinde articulațiile acestor 100 de ani. Și el o face sub forma a 5 cezuri. 1918, nașterea României Mari. 1938, dictatura carlistă. 1940, dictatura lui Antonescu. 23 august 1944, începutul democrației populare comuniste. 1989, tranziția către democrație, către valorile democrației occidentale. Aceste 5 cezuri ne pun în fața perioadelor din care este făcut centenarul. Dacă trecem în revistă aceste 5 perioade, vom vedea, spune Oliver Ian Smith, că nu se poate vorbi de existența valorilor democratice în centenarul, în suta de ani a României. Nu se poate pentru că instituțiile, felul în care s-a purtat statul cu societatea, felul în care a răspuns societatea din punct de vedere al existenței sau inexistenței unui sentiment civic, felul în care s-au purtat armata, biserica, serviciile secrete și așa mai departe, în toată această perioadă de 100 de ani, în raport cu puterea politică, spune clar că valorile democrației de tip occidental nu au existat decât prin accident. Și au existat, mai precis, o singură dată în acești 100 de ani, în 1928, când în urma unor alegeri perfect corecte a venit la putere Partidul Țărănist și au fost singurii 5 ani de democrație judecată după criteriile valorilor democrației.
politice actuale. Restul au fost perioade de autoritarism și nici de cum de grijă a elitelor politice pentru populație. Atunci, dacă așa stau lucrurile, dacă istoria noastră de 100 de ani a fost preponderent una a autoritarismului acuzat și a unei puteri politice care a atins crimele în mod sistematic, înseamnă că e cazul să ne eliberăm de iluzia că am avut un interbelic democrat și că locul către care trebuie să tindem azi pentru o construcție viitoare e o privire înapoi. Nu! Trei sferturi din istoria noastră au fost marcate de acest stat autoritarist și adesea criminal. O treime din teritoriul României a fost cedat fără nici cea mai mică rezistență de elite politice care plângeau cu lacrimi de crocodil când era vorba de patriotism și au lăsat să plece din teritoriul României o treime fără să facă un gest. Elitele politice au fost în general corupte și contactul lor cu masele de alegători a fost pur și simplu formal. Cum luau puterea, își vedeau de interesele lor. Repet, instituțiile, biserică, justiție, servicii secrete, în toată această sută de ani, au fost puse în slujba puterii politice. Istoria României în 100 de ani a avut la vârful statului general, Averescu, Antonescu, ceilalți doi, Rătescu și Sănătescu, a avut patriarhi, prim-ministri, Miron Cristea, un cap al bisericii care devine prim-ministru. Asta în plină democrație occidentală, când separația între biserică și stat se făcuse deja de 100 și ceva de ani. Și atunci, propunerea lui Oliver Ian Smith este următoarea. Dacă vrem să construim ceva, trebuie să căpătăm conștiința că cel mai bun moment pe care îl avem este prezentul. Așa cum apare el, așa cum ne-a chinuit, dar avem condiții pe care nu le-am atins niciodată până acum. Niciodată în istoria României n-a existat o societate civilă, așa cum a apărut ea în 89 în decembrie, așa cum a apărut la începutul anului 1990, așa cum s-a manifestat în ianuarie și februarie 2017. Acestea sunt resăriri de societate civilă fără precedent în istoria noastră. Niciodată ca astăzi nu am fost prinși într-o conjunctură internațională atât de favorabilă. România este astăzi într-o alianță euroatlantică, așa cum n-a fost niciodată în istoria ei, ci a fost doar prada unor state mari, a Germaniei lui Hitler, a Rusiei lui Stalin și așa mai departe. Toate aceste condiții trebuie, spune autorul, acceptate ca o bază de pornire. Deci, concentrați-vă pe prezent, asta e mesajul. Și atunci am să închei, punându-i întrebarea, când îi va veni rândul de a lua microfonul, să ne spună Oliver Ian Smith, dacă în lumina a ceea ce s-a întâmplat recent pe scena noastră politică, cu Curtea Constituțională politizată până în rărunchi, cum arată construcția și speranțele noastre că vom ajunge totuși odată la o democrație matură de tip occidental, în condițiile acapărate